Salut băieți! Astăzi vă arăt cum schimbați efectul de hover la tema modern sau la harta din tema modern modificată de mine. Este vorba despre această temă. Dacă doriți să o descărcați, o găsiți pe blog în acest articol. Am să las un link în textul deasupra tutorialului spre acest articol. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Deci în această temă am inclus harta României la care avem un efect de hover, dar care este transparent, și care ne permite să vedem ce este sub acel efect de hover. Deci vedeți că se observă acel text sau acel indicativ al județului MS. Dacă mergem pe o temă originală, o clasă în care avem o hartă, de exemplu, harta statelor unite, o să vedeți că avem un efect de hover, sau cel puțin ar trebui să avem un efect de hover care umple toată zona activă de pe hartă, cum este aici, dar care nu uh, are nicio transparență și care nu ne permite să vedem ce este sub acel efect. Uh, aici avem un pic de transparență, și vedem ce este sub acel efect, deci vedem indicativul județului. Astăzi vom crea un efect de hover pentru această hartă sau pentru o altă hartă, deoarece o să facem din nou o artă interactivă sau o să vă explic în mare despre cum se face, dar cu un efect de hover bine stabilit, o să fie ceva gen ca celor de la Tocmai, da? deci unde avem un efect de hover foarte bine făcut și pe care avem indicativul județului. Haideți să vă arăt ce mi-a ieșit mie. Așa arată harta modificată de mine. Vedeți că avem un efect de hover foarte bine stabilit. Arată destul de bine, sau cel puțin după părerea mea. Poate alții nu sunt de aceeași părere. Deci arată foarte bine și avem și indicativul județului pe el. Bun, haideți să vă arăt cum faceți acest lucru. Dar înainte de toate, trebuie să vă spun că mai există un tutorial pe blog despre cum creați o hartă interactivă. Așa că eu o să vă explic acum în mare, nu o, să vă mai stau să, nu o să mai stau să vă explic despre cum faceți acest lucru. Puteți găsi acest, în acest tutorial despre cum faceți acest lucru. Bun, haideți să trecem la treabă. Primul lucru care l-am făcut a fost să caut o harta României cu județele trasate, cum este aceasta. Din păcate nu am găsit una cu indicativele județelor pe ea sau cel puțin una destul de clară care să aibă indicativele județelor pe ea, dar nu a fost nicio problemă. Am editat această hartă cu ajutorul lui GIMP, GIMP care este un program gratuit, îl găsiți pe internet dacă scrieți în Google, o să îl găsiți printre primele rezultate, se instalează ușor și găsiți foarte multe tutoriale despre cum îl folosiți. Deci am harta mea pe care am descărcat-o, o editez cu GIMP, Prima dată o redimensionez la dimensiunile dorite de mine, simplu image, scale image și eu am folosit o imagine cu dimensiune 348 de pixel pe 280. Așteptăm să redimensionească imaginea mea. Normal nu ar trebui să dureze atât, dar cred că am creșit eu ceva. Deci 348 pe 280. Da? Acum trebuie să trasați zonele active de pe hartă, da? Despre acest lucru am vorbit în acest tutorial, despre cum creați o hartă interactivă și cum trasați zonele active de pe hartă, adică acele zone care ne redirecționează spre un link anume, cum este în cazul de față. Da? Deci când dăm click pe zona județului Mureș, mergem spre, spre rezultatele din județul Mureș. Faceți acest lucru cu ajutorul lui GIMP, pe filtre, web, image map și aici selectați un alt poligon și trasați zonele active. Vă spun acest lucru deoarece această imagine sau cel puțin nu am nu am stat eu să trasez toate zonele active pentru această imagine, nu se potrivește cu imaginea de, din această temă, da? Este puțin diferită, cu toate că are aceleași dimensiuni, dar aranjarea județelor este un pic diferită, nu se potrivește 100%. Deci zonele active de pe hartă s-ar putea să nu fie chiar exacte. Vedeți că, în fine, s-ar putea să potrivească, dar trebuie să trasați aceste zone, le, trasa, le trasați așa, simplu. Eu nu mai stau să vă explic acum pentru că v-am spus, v-am explicat în acest tutorial cum trasați zonele active. După ce le trasați, îi dați un indicativ la zonă, Apply, OK și trebuie să faceți acest lucru pentru toate zonele active de pe hartă. Salvați uh, uh, aceste zone, o să le punem pe desktop și după ce le-am salvat, o să obținem următorul fișier. Unde avem toate zonele active. Bineînțeles, că la voi o să fie foarte multe. Haideți să vă arăt cum arată. Deci avem foarte multe zone active. Vedeți că aici sunt foarte multe. Așa o să obțineți și voi după ce le trasați pe toate. Bun, mai departe trebuie să introducem uh, uh, indicativele județelor pe hartă. Eu am făcut simplu, am selectat unealta pentru text și am trasat pentru județul Mureș, Măsă de exemplu. Dacă vreți să schimbați dimensiunea textului, faceți așa. Și modificați dimensiunea textului. Dacă vreți să mutați acest text în altă zonă, îl selectați și mutați. Faceți aceste modificări pentru fiecare județ în parte iarăși. Nu o să mai stau să fac acest lucru pentru că l-am făcut deja. Și am obținut această imagine eu cu toate modificările făcute. Deci cu toate indicativele județelor, acum urmează să vă stabiliți culoarea hărții voastre și culoarea efectului de hover. Din fericire pentru mine, imaginea pe care am găsit-o pe internet avea culoarea verde și m-am hotărât să o folosesc pentru efectul de hover. Deci mie îmi trebuie doar culoarea pentru harta mea, harta mea inițială, deci această culoare. Așa arată harta mea inițială și așa arată efectul de hover. Da, vedeți că este un efect mai bun. Deci efectul de hover am spus că îl avem. Este verde, nu ne mai trebuie, ne trebuie doar culoarea pentru harta inițială. Schimbați culoarea la imaginea voastră simplu, mergeți pe Color, Hue Saturation, posibil să nu fi pronunțat de o corect, dar nu are importanță. Și de aici schimbați culoarea la harta voastră. Alegeți o culoare care doriți voi. Eu am selectat ceva de genul ăsta. Îi dați OK și exportați această imagine. Eu am denumit-o state map. map.png. O exportați. Nu o mai export pentru că am făcut deja acest lucru. Doar vă arăt ceva. Și, și am obținut această imagine pentru harta mea inițială și, cum am spus, imaginea pentru efectul de hover. Voi dacă doriți să faceți uh, o imagine pentru uh, efectul de hover, uh, faceți acest lucru de două ori da? și obțineți o imagine și pentru efectul de hover. Și o exportați și pe aceasta. Bun, mai departe, trebuie să luați imaginea pentru efectul de hover da? și să scoateți fiecare județ în parte. Deci trebuie să creăm uh, câte o imagine pentru fiecare județ. Uh, haideți să vă arăt cum faceți acest lucru. Haideți să mărim imaginea. Uh, eu neavând experiență cu acest program, uh, îl folosesc doar ocazional, am făcut la început așa, am selectat această unealtă și am trasat fiecare județ în parte. Am avut grijă să nu ies uh, din această linie neagră deoarece am vrut să am un efect de hover foarte bine stabilit și definit, să nu mi-apară mai mult decât trebuie. Deja deci am trasat exact, nu mai, nu mai stau să strasez exact, trasez acum doar în mare, pe linia neagră, fiecare județ în parte. Da? I-am dat click dreapta, select, invert, click dreapta, edit și cut, mi-a tăiat tot backgroundul iar acum am exportat această imagine ca o nouă imagine pe care am denumit-o uh, ms indicativul județul g. Am făcut acest lucru pentru fiecare județ în parte. Da, deci am mai multe județe și am obținut așa pentru fiecare județ câte o imagine PNG. Vedeți că fiecare județ este exportat ca o imagine PNG. Bun. Cum am spus, eu am făcut așa pentru că nu am avut experiență mare cu acest program, dar se poate și în alt fel, mai simplu și mai ușor. Haideți să vă arăt cum. Să luăm de la început. Deci, suntem cu imaginea noastră pentru efectul de hover. O mărim ca să vedem mai bine ce facem. Îi dăm click dreapta pe ea, creăm un nou strat, îl vom denumi de exemplu MS, deoarece e indicativul județului nostru Mureș, avem grijă să fie transparent, îi dăm OK, selectăm imaginea noastră, da? alegem această unealtă pentru a lua culoarea hărții noastre, apoi alegem această unealtă pentru a selecta județul nostru, vedeți că s-a selectat, acum selectăm stratul creat de nou, stratul creat de noi transparent, și cu ajutorul acestei găleți umplem stratul creat de noi și o să vedeți că avem județul Mureș. Acum nu rămâne decât să exportăm acest, această imagine ca ms.png. O exportați și o am aici. Vedeți că a fost exportată. Singura problemă la... Acest, această metodă este că, haideți să vă arăt, deci selectăm din nou harta noastră, mai creăm un strat, trebuie să creați câte un strat pentru fiecare județ în parte, îl denumim Bistrița Năsăut cu indicativul BN, să fie transparent, ok, selectăm iarăși harta noastră, luăm această unealtă, Facem o selecție în interiorul județului nostru, selectăm stratul transparent creat pentru județul nostru, luăm căleata să umplem acel strat și acum ar trebui să avem și vestița năsăut. Dar observați că interiorul la B nu a fost exportat. Acesta este un dezavantaj cu această metodă, deoarece nu uh, scoate decât ce este în exterior, da? Vedeți că ce este interior la B nu o să scoată. Dar nu este nicio problemă, voi puteți să retușați, mergeți pe Select, Select Non și luați creionul, mări micșorați uh, numărul de pixel și începeți să complectați voi. Haideți să vă arăt că se poate face completarea. Vedeți că se face completarea. Trebuie să complectați voi. Puteți să mai măriți imaginea ca să aveți o acuratețe mai mare. Haideți să vedem unde trebuie să mai complectăm. Așa puteți să complectați voi unde trebuie să faceți retușuri. Vedeți că a fost completat o să aveți probleme cu băurile, cu aurile, da? Și aici la A, o să aveți probleme, o să mai aveți probleme cu R și la R o să aveți probleme, vedeți că aici este interior iarăși, la D, la O o să fie iarăși probleme, dar faceți voi retușuri așa, este mai simplu să faceți retușuri la câteva litere decât să trasați fiecare județ în parte. Bun, deci faceți câte o imagine pentru fiecare județ, da? Deci trebuie să faceți 42 de imagini, da? Pentru fiecare județ, de exemplu Cluj, OK, și selectăm din nou imaginea noastră, luăm această unealtă selectăm interiorul județului nostru, selectăm stratul creat pentru județul nostru, din nou luăm căleata, umplem județul nostru și acum trebuie să închidem toate imaginile, să rămână doar imaginea noastră vizibilă. Dacă nu facem acest lucru, o să exportăm și celelalte județe și îi dăm file exportas Pluj și îi dăm export. După ce faceți acest lucru, o să ajungeți undeva aici. O să aveți, așa ca mine, mai multe imagini pentru fiecare județ în parte. Vedeți că fiecare județ are câte o imagine. Avem nevoie de aceste imagini pentru a crea acest efect de hover. Da? Vedeți că fiecare județ are o imagine în parte. Bun, haideți să mergem mai departe să vă arăt cum includeți această hartă în tema voastră modern, în această temă. Tema pe care o găsiți în... Acest articol. Cum v-am spus, trebuie să trasați și județele active de pe hartă ca să obțineți toate zonele active. Da? Deci, aceste coordonate. Eu nu mai stau acum să fac acest lucru pentru că durează prea mult. Voi trebuie să le trasați și o să obțineți ceva de genul acesta, unde o să aveți foarte multe coordonate. Bun. Deci, trebuie să ne conectăm mai departe în rădăcina site-ului nostru. Uh, voi fa face acest lucru cu un client de FTP, uh, eu nu o să mai fac acest lucru deoarece sunt pe localhost și mă duc direct în folderele serverului meu. Tot uh, acolo o să ajung, în htdocs, html3, OC content la teme, uh, tema modern pentru că tema modern o modificăm și nu trebuie decât să copiați acest folder romap în această temă. Am să las acest fotul în textul de asupra lui și faceți următoarea modificare. Copiați fișierul map.php, acest fișier, îl copiem, redenumim, vom trece map2, îl urcăm înapoi în tema modern, Uh, trebuie să mergem în folderul admin, avem în acest folder map edităm și acest fișier și aici avem la linia 5, în loc de map.php vom trece map2.php. Salvăm modificările, o să trebuia să se acordați permisiunea și la filizele să facă modificările și în rădăcina site -ului. Am făcut acest lucru deoarece uh, dorim ca în panoul de administrator OS class, deci aici, să avem harta veche cu efectul de hover vechi, deoarece în modificările pe care le facem noi o să avem așa aceste, acest efect de hover, dar nu o, să fie, nu o să fie schimbată culoarea la județul selectat. Deci, în momentul când mergeți și faceți voi o selecție, vedeți că se schimbă culoarea. Ne arată că județul respectiv a fost alocat deja pe hartă. Da? Dacă, facem, dacă, lăsăm acest fișier map.php în care vom face modificările pentru pagina principală, atunci nu o să mai avem acest efect aici în panoul de administrator. Și este mai bine ca să. sau este mai de ajutor să vedeți ce județ ați selectat și ce nu, mai ales la început când faceți selecția la hartă. Bun. deci mergem mai departe acum trebuie să edităm fișierul map.php din tema modern. Da? Acest fișier îl edităm și în acest fișier, haideți să închid tot. În acest fișier trebuie să facem câteva modificări. Acest fișier este inclus în pagina main, deci acest fișier afișează pagina de pe pagina afișează uh, harta de pe pagina main, îmi cer scuze. Acest fișier se ocupă de această hartă. Și în acest fișier facem modificările să avem un alt efect de hover. Voi trebuie să faceți așa. Din folderul acesta editați fișierul rom.html și copiați următoarea parte. Oricum am să las această parte în textul deasupra tutorialului. Deci această parte o copiați până deasupra de map name. Da? O copiați această parte, și o puneți în map.php din tema modern. Da până asupra de map ne Punem aici, mergem jos de tot și ștergem acest map și vom trece în locul lui div. Mai creăm un spațiu și trecem și tagul terminal body. Deoarece tocmai am am introdus mai sus codul acesta și avem un bol de aici. Salvăm modificările și acum dacă mergem și dăm un relu la pagină, o să vedeți că o să se schimbe harta noastră. Dăm un relu la pagină, ați văzut că se schimbă harta noastră, doar că nu avem efectul de hover pentru județele noastre. Trebuie să mai facem modificări la aceste linii. Voi dacă folosiți această imagine, pe care o găsiți în acest folder, nu o să fie aceste zone corecte. Aceste zone sunt de la imaginea din harta aceasta modificată de mine. Deci este aproape aceeași hartă, doar că diferă un pic. Se potrivește, dar nu 100%. Voi trebuie să faceți această hartă interactivă sau să creați aceste zone interactive după această hartă, da? în ghimb, după cum v-am arătat în acest tutorial, cum creați zonele interactive. După ce creați aceste zone interactive, pe care le... Haideți să vă arăt cum faceți. Deci editați cu GIMP. Așa, deci edităm această hartă cu GIMP. Mergem pe Filters, Web, Image Map și aici trebuie să alocăm noi toate zonele interactive, să le selectăm selectăm poligon. Acest lucru îl aveți și în acest tutorial. V-am arătat și la început când v-am explicat cum faceți. Bineînțeles că voi trasați exact. Acordați un indicativ să recunoaște zona respectivă. Ar trebui să fie Maramureș, deci M, M, Apply OK. Și faceți acest lucru pentru toate aceste zone după ce ați trasat toate zonele de pe hartă, salvați acest fișier, îl salvați pe desktop, save. Mai am unul deja pentru că am făcut ceva teste înainte. Ar trebui să fie undeva pe aici. Acesta este. Și dacă le edităm cu Notepad plus, plus ar trebui să fie pentru fiecare zonă activă câte o linie de genul acesta. Doar că nu este pentru că eu n-am trasat, nu ar, am trasat doar o zonă. La voi o să fie mai multe. Le copiați acestea și le puneți în fișierul map.php în locul acestor zone. Deci după map name ID map, această parte rămâne, puneți voi tot acel cod care o să fie la fel de lung ca și acesta și acest map rămâne. Deci voi trebuie să introduceți din acest fișier creat cu GIMP doar aceste zone. Vedeți că și aici avem map, map ce este între map, map, între aceste două, această parte ne interesează pentru că nu are niciun rost. Deci aceste zone active trebuie să le puneți voi aici în locul acestor zone active pentru această hartă. Doar cum v-am spus, aceste zone nu le-am creat eu, doar am copiat din tema aceasta pentru că se potrivește, dar nu 100%. Ca să îmi fie mai ușor mie să vă pot explica vouă. Deci după ce ați copiat acele zone nu rămâne decât să introducem codul ce va afișa efectul de hover la fiecare zonă în parte. Faceți așa. Avem prima zonă satul mare. Mai creăm un spațiu după acest ref și introduceți următorul cod care afișează efectul de hover. Da? Deci în map .php din tema modern unde faceți voi modificările la fiecare zonă activă în parte va trebui să introduceți voi acest cod și acest cod preia imaginea din fișierul temei noastre din folderul romap și preia imaginea pentru satul mare salvăm modificările și acum dacă mergem pe site-ul nostru, vedeți că acum nu avem niciun efect de hover. Dacă îi dăm un relu la pagină, ar trebui să fie afișată imaginea noastră corect, să avem efectul de hover. Voi faceți acest lucru pentru fiecare zonă în parte, la Maramureș la fel. dacă nu mă înșel mă. aici trebuie să treceți indicativul care, sau să treceți denumirea imaginii voastre, da? În cazul de față eu am trecut M, -M pentru Maramureș, da? Vedeți că este mm. Ce a trecut voi? Dacă folosiți imaginea creată de voi. O secundă că vă zăpăcesc de cap. Deci mm. Mergem mai departe pentru bistrița năsăud. Faceți modificarea doar aici. BN, Același cod peste tot, doar că treceți altă imagine, alt nume la imagine. Suceava să văd dacă nu mă înșel. Faceți acest lucru pentru toate aceste zone active. Să vă unde suntem acum, Botoșani, BT, dacă nu mă înșel. Eu nu o să mai continui pentru că nu are rost. Cred că ați înțeles ideea ce trebuie să faceți. Dacă dăm un reul la pagină, acum avem și zonele trecute de noi. Da? Vedeți că sunt în afară de Mureș pentru că n-am trecut și la Mureș. Haideți să căutăm și Mureșul. Mureș. Aici este. Deci creați un spațiu după acest tag terminal și după href și schimbați denumirea la imaginea MS. Deci prea imaginea din folderul ROMAP care este acest folder care este în tema modern. Deci suntem în rădăcina site-ului. În orice content, teme, tema modern. Aici am făcut modificările în tema modern și aici avem folderul rom-up unde avem toate imaginile cu județele noastre plus imaginea cu imaginea inițială pentru harta noastră, plus acest folder în care sunt coordonatele, dar nu pentru această hartă, cum a spus, sunt coordonatele pentru harta din această temă a fost mai ușor pentru mine așa, dacă nu trebuia să stau să trasez din, din nou toate coordonatele în gimp și trebuia, îmi trebuia mai mult timp, era mai greu pentru mine, dar voi trebuie să trasați, cum am spus, coordonate pentru harta aceasta. Da? Din acest fișier rom.html luați doar partea deasupra până aici și luați acest cod care face efectul de hover pentru fiecare, uh, pentru fiecare județ în parte. S-ar putea sau poate să fie mai simplu pentru voi, pentru cei care folosesc această hartă. Da? Puteți lua uh, imaginea din această hartă. Haideți să vă arăt cum. Este un suntem rădăcina site-ului în tema modern. Mergem din nou în rădăcina site-ului, htdocs, html3, oc-content, teme. Deci mergem în tema modern și aveți în folderul imagini, imaginea pentru harta originală. O luați afară, o editați cu gimp, Îi schimbați. Deci voi aveți acum imaginea inițială pentru hartă și vreți să creați efectul de hover. Îi schimbați culoarea. Să presupunem că ați dori acest efect de hover. Tip păcate la această imagine nu mai funcționează pentru că m-am jucat eu prea mult în trecut cu acest Hue Saturation. Deci îi schimbați efectul de hover, îi dăm OK și acum nu rămâne decât să uh, scoateți fiecare județ în parte, cum v-am arătat mai înainte, creați câte un strat pentru fiecare județ, îl denumim Cluj, dacă este Cluj, transparent, selectăm harta noastră, uh, selectăm această unealtă să luăm cu culoarea pentru uh, efectul de hover, uh, selectăm da, harta noastră, selectăm această unealtă, selectăm județul Cluj și uh, umplem județul nostru cu culoarea lasă de noi. Și ar trebui să fie ok. Haideți să vedem dacă este bine. Da, este bine, funcționează fără nicio problemă. Da, este chiar ok. Puteți să schimbați și efectul de hover. Dacă nu doriți să fie acea culoare, puteți să treceți altă culoare. Da, funcționează așa, dacă doriți să schimbați doar efectul de hover faceți acest lucru și o să aveți zonele active de pe artă corecte, simplu și ușor din această hartă, nu trebuie să mai uh, trasați încă o dată uh, voi harta, da? asta fac doar cei care folosesc această hartă, asta trebuie să facă cei care folosesc această hartă. Bun, sper să nu vă fi zăpăcit prea tare de cap, sper să vă reușească ce mi-a reușit și mie. O să obțineți o hartă cu un aspect mai plăcut, cu un efect de hover foarte bine stabilit, care cred că o să placă foarte mult utilizatorilor voștri. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară bună. La revedere!